Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou video de pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB. După cum ați văzut, vineri s-a încheiat bursa cu creșteri destul de semnificative și săptămâna trecută chiar bursa a crescut destul de mult și astăzi vreau să analizăm acțiunea celor de la SafeTech Innovation. Mi se pare destul de promițătoare această companie din punct de vedere al unui potențial randament destul de mare. Și haideți să începem etichetarea valorilor sau acestor segmente de creșteri și descreșteri ale prețului, așa cum v-am obișnuit. Eu folosesc în analiza mai tehnică metoda Elliott Wave și haideți să și începem. Da, telefonul. Am avea 0, 1, 2, 3, 4, 5, vom pune Super Cycle, aici se închide un grad 3 mai mare decât el, 0, 1, 2, 3, 4, 5, opa, Hocus Pocus a dispărut. Repetăm. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vom pune culoarea roșie. Schimbăm gradul. Punem mai mare. Punem sub mileniu. De fapt, haideți să facem așa. Punem culoarea verde aici, o să vedeți imediat de ce. Punem culoarea albastră aici și o să vedem imediat de ce. Bun, și am finalizat etichetarea acestui val ascendent, un val ascendent destul de frumos cu un randament de 445% din februarie până prin iulie, de timp de jumătate de an, o creștere foarte, foarte mare. Și din 21 iulie până anul trecut, până acum, prețul a coborât cumva. Haideți să vedem aproximativ un Fibonacci. Stați că nu avem, avem aici Fibonacci. Să vedem s-au oprit undeva în jur de 0,61 și avem aici un suport destul de mare, destul de puternic, unde prețul s-a și oprit. Da, observăm aici un suport, două suporturi, cumva în apropierea acestei rezistențe al finalului valului 1. Bun, revenind la acest trend descendent care ne interesează, haideți să începem să etichetăm și să vedem dacă cumva acest trend descendent s-a finalizat și vom începe să urcăm sau prețul va începe să coboare după o corecție. Și pentru aceasta vom începe etichetarea. Am observat, de exemplu, aici avem un ABC. Am mai observat un 0, iar un A, B, C. Și am mai observat din nou un A, B, pardon, A, B, C. Și acest lucru, spontan l-am văzut din prima, este un pattern corectiv destul de complex, care vi-l arăt imediat, și anume W, X,
YXZ și din punctul meu de vedere, acest trend descendent care a început de pe 20 iulie până în 9, mă rog, 7 martie, din punctul meu de vedere, consider că prețul, acest trend s-a finalizat pe 7 martie și de aici consider că prețul va începe să urce. Până unde va urca, haideți să folosim un canal de preț, un canal care se folosește în Elliott UF pentru a determina alte valori. Pardon, nu a prins. Și am uitat să vă specific, odată finalizat acest C din Z, practic s-a încheiat un ciclu complet Elliott conform teoriei, unde un ciclu complet Elliott este format dintr-un val impulsiv format din 5 valuri și un val corectiv. În cazul nostru a fost un pattern complex, format din mai multe zigzaguri, mai multe pattern-uri corective și din acest motiv voi mai face o etichetare, așa cum v-am învățat, cel mai mare grad va fi graduri de culoare roșie, ca așa ne-am obișnuit noi să folosim și vom pune undeva 3, 4, 5, aici vom schimba culoarea, vom schimba gradul. Vom pune culoarea roșie, așa cum v-am obișnuit, este cel mai mare grad. Bun. Deci, din punctul meu de vedere, consider că prețul pe acest emitent, acest trend descendent s-a finalizat și nu ne putem, altă variantă, nu prea avem decât să ne uităm la un long destul de mare în acest an. Și uitați-vă, de exemplu, vineri, un semnal foarte bun ar fi, uitați-vă la această bară care s-a încheiat vineri, acest superb pin bar, prețul vineri a deschis la, ia să vedem, la 11,98, apoi a coborât destul de mult la 11 RON și din nou a crescut formând un pin bar, deci cumva cumpărătorii au intrat în piață, au cumpărat acțiuni și acest semn este un semn că acest pin bar este un semn că prețul va continua să crească. Uitați și acest pattern format din aceste două bare, acest pattern, dacă am pune candlestick, am vedea că se cheamă bullish engulfing, din nou un pattern candlestick de long, ne arată că prețul va urca, ceea ce s-a și întâmplat după 2, 3, 4 bare, s-a deschis un gap și din nou avem acest pin bar, semn că șansele ca acest val să se fi finalizat. Și haideți să vedem. Evident că voi reveni pe măsură ce prețul va urca. Așteptăm trecerea prețului peste această linie mediană a acestui canal. Haideți să trasăm așa culoarea roșie. Așteptăm să ajungă prețul aici și valul 1, valul 3, dacă vreți să dăm un target, îl vom da pentru că acum să spunem că avem finalizat și valul 1 și valul 2. Putem să dăm un prim target al valului 3 undeva la 29 de ron, chiar 29,8, chiar 30 de ron. Deci de la 12 ron ca target eu aș da acest 30 de ron. Ia să vedem ceva de genul acesta. Haideți să scoatem aceste
niveluri Fibonacci, că nu ne interesează și ne încurcă. 076, ok. Deci, ca și în prim target, am putea trasa o săgeată verde către acest, pardon, către acest nivel de 1.61. Vom pune culoarea, vom selecta culoarea verde. Haideți să vedem dacă putem face o treabă. Poate chiar așa, să vedem. La 0. Perfect. Și vom pune 3-ul aici, săgeata verde aici. Și să vedem de curiozitate dacă totul va fi ok. Un randament de 150% la finalizarea valului 3. Apoi valul 4 va urma o cădere. Și acest scenariu este un scenariu pe întregul an 2022. Din punct de vedere Elliott pe acest emitent. Vi-l arăt acum și evident pe parcursul săptămânilor și lunilor vom vedea dacă analiza mea este corectă și o vom reactualiza, dar deocamdată este cel mai plauzibil și mai bun scenariu în acest moment și mai ales se poate respecta dacă și războiul din Rusia se va opri, atunci piațele din întreaga lume vor începe să crească și evident și această companie va țâșni. Dar deocamdată, indiferent ce se întâmplă în lume, acesta este cel mai plauzibil scenariu datorită finalizării acestui val 2 în această zonă unde am văzut că era și 61% din acest val 1 roșu și de regulă teoretic prețul nu mai are nicio posibilitate decât să crească. Deja a fost un pattern corectiv destul de amplu, destul de mare și lung ca și durată de aproape, nu știu, 10-9 luni, da? Mult mai lung decât acest val ascendent. Din punctul meu de vedere, suntem într-o zonă foarte bună de cumpărare pe acest emitent și ați văzut un randament de în jur 150% la un prim target. Dragii mei, cam aceasta este analiza pentru pe SafeTech Innovation. Dacă sunteți nou pe acest canal, vă invit să apăsați acest buton roșu, abonează-te, apoi să dați click pe acest clopoțel unde veți fi notificați, unde veți primi alerte sau veți fi anunțați ori de câte ori postez un nou video, astfel încât voi să aveți o altă sursă de inspirație în tradingul vostru pe lângă ceea ce știți ca și trader pe Bursa de Valori București. Vă doresc un weekend plăcut, Doamne ajută să fie pace în lume și evident să vă doresc spor la bani și să ne revedem cu bine la următorul meu video. Toate cele bune!